Bună ziua, stimați prieteni! Bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Iată că după ceva timp, așa cum a promis, a revenit astăzi Oana Eliza Căpoțel. Bine ai revenit, Oana! Bine te-am regăsit, dragă Gina, și mă bucur că sunt astăzi alături de tine aici. După o așa perioadă în care știi că vorbiserăm noi în mai. Că se vor întâmpla lucruri, da. Se vor întâmpla lucruri și am sesizat că vin așa odată cu primăvara și odată cu toamna la tine. Da, e bine, e bine, e bine, pentru că primăvara tu știi foarte bine ca toată lumea când natura înverzește, reînvie, iar toamna se numără bobocii. Așa că hai să numărăm și noi bobocii ce ai mai făcut în ultima perioadă. Da, s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultima perioadă. Și asta m-a făcut cumva să, știi tu, de conectarea mea cu partea, cu divinul, cu, și a trăi într-o perioadă în care se manifestă niște lucruri fără ca eu să simt că fac ceva. Se manifestă și se așează, nu că nu fac concret ceva, doar că așa am senzația, ca și cum că nu fac nimic. Așa cum am și ajuns la tine și... Deci am știut din start, ok, în ziua de, la ora de, la data de, mergi la Gina să filmezi, să filmezi două emisiuni, adică cu punct și cu virgulă. Și întrebaserăm pe tata, căruia îi mulțumesc pentru că m-a adus aici, dacă mă duce, la Piatra Neamț, mă duce de la Iași la Piatra Neamț. Și... nu mi-a răspuns prima zi, a doua zi când mi-am adus aminte, am zis ok, voi veni, mi-a dat și el ok-ul. Și așa că i-am zis să știu să-i scriu lui Gina, că dacă se așează sau nu se așează. Și când ți-am zis data, i-a zis că da, e liber, n-am filmări. Și m-am bucurat tare mult că ai venit, pentru că, uite, trăim, iată, niște momente din viețile noastre, așa... Sub oarecare presiune, adică o altă presiune, practic. Uh-huh. Și hai să facem noi în așa fel încât să ajutăm prietenii noștri care ne privesc cum să ne degajăm puțin de această presiune. Uh-huh. În primul și în primul rând, cred că e necesar să facem liniște în interiorul nostru. Cât mai multă liniște. Iar pentru asta sunt atâția terapeuți, sunt atâția coach, sunt atâția oameni care lucrează pe partea asta. Dar în primul și în primul rând, tu ești cel mai bun terapeut al tău, tu ești cel mai bun maestru al tău. Dacă tu nu pui pauză și stop la gânduri, la ceea ce rulează atât din exterior cât și din interiorul tău, lucrurile se manifestă și se întâmplă cu, acum se întâmplă cu o foarte mare rapiditate, observ. Nu mai e timp, știi, adică efectul, legea atracției sau bumerangul. Dai, primești instant. Imediat. Nu mai e că acum ai făcut ceva, ai zis ceva și mâine sau poimine sau peste săptămână. Nu, deci ori poate că eu am sentimentul ăsta, dar sunt foarte multe persoane care asta îmi spun în ultima perioadă. De asta mare atenție la gânduri, mare atenție la vorbe. Și bineînțeles și la fapte, pentru că acum puterea gândului este foarte mare și evident și puterea cuvântului. Dar uite, vreau să-mi povestești un pic, pentru că la ultima noastră întâlnire îmi spuneai că ai avut un plan să faci o tabără, să mergi din nou în Egipt. Ce s-a întâmplat? Da, știi că ultima dată, la ultimele emisiuni când am filmat, venisem așa în două picioare mai șuntâci, ca să zic așa, pentru că abia începea recuperarea mea. Prin luna în luna iulie deja am fost recuperată în totalitate. Eram chiar într-o tabără cu Georgiana Vasilescu și cu Robert Stoica. În seara, la momentul de comuniune, de stat cu ceilalți, la hor, la dans, la muzică, la... și chiar în mijlocul horei, la un moment dat mi-am dat seama, ups, gleznele mele sunt foarte bine, nu mai am nimic. Slavă Domnului! Da, și atunci am avut conștientizarea, zic, wow, ce fain! Atunci când lucrez cu tine, dar nu din perspectiv, doar din... pentru că n-am făcut doar kinetoterapie, am făcut și kinetoterapie, dar am lucrat foarte mult cu mine.
emoțional, energetic, mental, adică eu lunile alea am lucrat foarte mult, dar am și dat jos multe bagaje care nu erau ale mele, cu care am venit din spate. Uh-huh. Și spusesem că în perioada cât am stat și cu picioarele în gips, am avut și m-am apucat de studiat și numerologia și între timp și partea asta de constelații familiale s-au așezat foarte intens în viața mea. Și pentru că s-au legat cumva lucrurile, în luna mai, atunci când am fost la tine, primisem ca intenție să susțin o tabără în Egipt. Doar că acum am ajuns așa în luna septembrie și zic, ok, o mai susțin sau nu o mai susțin? În plan divin simt că este să o susțin, doar că nu acum în octombrie. Așa cum programaserăm inițial, nu știu exact când, eu mi-am propus pentru luna februarie 2023, vom vedea dacă planurile mele coincid cu planurile divine și dacă se vor așeza lucrurile. Ideea e că țin foarte mult atât de mine cât și de participanți, cât și de partea de agenția cu care lucrez, că na, sunt niște lucruri, nu poți să faci întotdeauna, adică să țin lucrurile doar de tine. Și am hotărât că e cel mai potrivit să putem să reprogramez sau efectiv acum am simțit că s-a anulat. Și de ce am simțit că s-a anulat? Pentru că s-a deschis canalul foarte mult și foarte intens cu a susține constelații familiale și m-am trezit că mi se așează în agenda foarte multe weekenduri cu constelații familiale. Tocmai în weekend am avut un alt weekend de constelații familiale pe care l-am susținut și e fascinant ce se întâmplă și cred că divinul asta a vrut de la mine să mi se închidă uși cu această tabără ca să mi se deschidă alte uși cu partea asta de constelații și să vină oameni foarte ușor și să se așeze niște lucruri atât de ușor, adică la un moment dat m-am trezit că filmez un video și ok, susțin constelații și atât. La acel video s-au întâmplat multe. Nu ca altă dată să mă chinui să fac eveniment, să mă strofoc, să dau mesaje, să... Nu, efectiv au venit oamenii către mine. De ce? Pentru că eu am învățat să mă abandonez și mai mult divinului, să las darul vieții să se manifeste prin ce mine frumos. Și în mine. De-a lungul emisiunilor pe care le-am făcut, prima persoană care mi-a povestit și ne-a povestit în emisiune de aceste constelații familiale a fost Nela Chirilă și a făcut o demonstrație chiar în televiziune cu niște păpușele. După aceea am avut ocazia să practic această constelație cu Lidia Cristina Lidia. Și vreau să spun că am rămas stupefiată de ce am văzut, da, pentru că n-am crezut că poate fi așa ceva. Uh-huh. Și eu nu că sunt eu Toma Necredinciosul, dar îmi place momentul în care afirm un lucru să-l afirm pentru că am trecut prin el și pentru că am trăit experiența aceea. Da. Tu cum ai ajuns la aceste constelații? Da, e o întreagă aventură cum am ajuns. În primul și în primul rând și eu am participat la prima mea constelație în 2013. Nu am participat la foarte multe constelații, dar anul acesta, în luna mai, am fost la o constelație pentru că piciorușele mele au cerut asta și au ieșit foarte mult la suprafața niște daruri pe care le-am primit din partea străbunilor și în special a străbunicului și a străbunicii de pe mamă. Ce frumos! Și de acolo cumva, din constelația în care am fost la București, de acolo au început niște lucruri să se așeze cu arsuri și la propriu și la figurat, pentru că fuseserăm și la Constanța și ne-am ars la soare, ne-am ars și emoțional și energetic și fizic, am făcut beșici. Deci au fost așa evenimentele unele după altele. Abia am revenit să rămân un pic cu gleznele, dar am fost arsă. Am avut vărsat de vânt. Deci au fost în luna mai, au fost foarte multe curățări pe planul inclusiv fizic.
nu știam că o să susțin sau că o să fac partea asta, dar toată vara am tot călătorit, pentru că dacă am stat, dacă tot am stat o perioadă mai multă pe acasă, atunci când picioarele mele au început să-și dea drumul la mers, păi am început să merg și am tot fost. Am fost plecată pe la Brașov, pe la Constanța, pe la București, pe la... Nu stai deloc. Nu stau. Nu. Așa. E în destinul meu cumva și îmi și plac partea asta, îmi și place partea asta de călătorii. Îmi și place să stau, dar îmi place să și călătoresc și să... Știi, pe principiul ăla, dacă nu vine muntele la Mahomet, se duce Mahomet la munte sau invers, da. Adică eu și așa și așa, adică vin și oamenii la mine, mă duc și eu, mă duc și eu către ei. Și așa, m-am trezit deodată că se așează niște lucruri și în septembrie, când mi-am dat seama că și am intrat foarte insistent pe partea asta cu ok, să văd se mai susține tabăra sau nu. Tot ce a ținut de mine ca promovare, ca să dau mai departe ca informații, am făcut. Și am zis, Doamne, eu zic, eu nu mai știu ce să fac. Chiar e necesar să o susțin acum sau nu? Și cu cât făceam pași, cu atâta mi se închideau și mai multe uși, uh-huh. Și na, au fost tot felul de stări, de frustrări, de nemulțumiri. Zic, eu nu mai înțeleg. Zic, e primită de la tine, dar cu toate astea nu trebuie să o manifest. Dar, într-un fel sau altul s-a manifestat, pentru că tema ta, Berie, a fost despre puterea interioară. Iar pe tot parcursul acestor luni, împreună cu Roxana, cea din echipa mea de organizare, ne-am susținut reciproc și am lucrat împreună la a ne însuși puterea interioară. Ce frumos! Și nu era zi în care, cel puțin pe undeva, să citesc despre puterea interioară sau să lucrez sau să efectiv să simt cum îmi recapăt puterea din și în interiorul meu. Și ca exemplu, ce anume ai făcut? Să spunem și telespectatorilor. Sincer, mie nu mi se pare că am făcut ceva, știi? Adică am fost efectiv prezent în viața mea. Și am observat, ok, mi-a zis cineva ceva, nu știu, o idee, o propoziție, o frază. Am stat și m-am întrebat ce vrea să-mi transmită acea frază. Sau efectiv, dacă citeam undeva puterea interioară și atunci mă întrebam, ok, dar eu ce fac pentru a-mi însuși puterea din mine? Și s-au întâmplat, așa cum ți-am zis, lucrurile, inclusiv cu acea constelație de la București, în care am simțit că am primit foarte multă putere de la străbunicii mei. Cum a fost acea constelație? Ai făcut-o cu păpuși sau ai făcut-o cu oameni? Nu, cu oameni, da? Cu oameni și au fost foarte mulți oameni. Am plâns plânsul neplâns al bunicii, pentru că soțul ei, străbunicul, a plecat în război și a rămas cu 4 băieți mici, cel mai mic având 2 săptămâni. Zilele trecute chiar fuseserăm și l-am văzut pe unchiul mamei, cum ar veni, fratele bunicului, cel mai mic, și ne-a spus cu ochii înlăcrimați că a venit, l-a luat în brațe, în covățâcă, cum era atunci pe vremea aia, și i-a spus că n-o să ne mai vedem niciodată. Și a fost dureros pentru mine că m-am conectat cu acea stare a străbunicului, știind că n-o să-și mai vadă niciodată familia, dar cu toate astea s-a dus să lupte în război. Și automat au apărut tot felul de frustrări. De ce război? De ce a trebuit să plece atâția oameni? Nu doar bunicul. Străbunica, de ce a rămas văduvă de la o vârstă atât de fragedă? Și ulterior am sesizat și niște tipare care s-au întâmplat în viața mea, inclusiv pe relații, pe relații de cuplu, pe relații cu cei dragi, pe relații, pe tot felul de relații, niște tipare care se repetau exact cum a fost în acea constelație. Ca să conștientizez că spre finalul constelației am fost și am venit ca și copil în această viață lungă, această, sau manifestându-se și această boală de la 12 ani,
Pentru că la nivel de suflet am ales să vin ca un copil de iubire, exact așa facilitatoarea a zis, că ai venit să manifesti iubirea și să te întorci cu fața către toți cei dinaintea ta, pentru că și-au creat spațiu, au dat viață pentru ca tu să fii acum în viață, pentru că dacă ceilalți nu erau, tu nu erai acum aici, și să mă reîntorc către viață și către darul iubirii. Și mi-a spus asta, ia cu tine această imagine pentru că ești copil venit cu iubire, să te întorci cu fața către iubire. Și așa este, pentru că în ultima perioadă asta se întâmplă foarte, foarte des, adică mă mai supără câteodată. E normal, suntem totuși oameni, exact. Oricât am vrea să... E normal, în special cu familia, cu ai mei. Dar în ultima perioadă am început să fac haz de necaz și cu ai mei, sau efectiv să nu mai iau tot atât de în serios, să iau totul ca pe joacă. Și multe lucruri care se întâmplă în viața, inclusiv cu tabăra, ar fi trebuit să mă supăr, că nu s-a mai susținut sau așa, dar mi s-a părut totul firesc și normal, ca din planul divin, așa. Da, sunt lucruri care se întâmplă acum foarte repede și sunt nici numai, n-ai nevoie să-ți pui întrebări, pentru că... Dar ți le pui. Ți le pui, dar dacă ești ancorat în prezent și dacă ți-ai pus mâinile în viața în mâinile lui Dumnezeu, atunci ce rost are să mă întrebi ce s-a întâmplat? Oricum nu-ți răspunde nimeni. Deci ăsta este drumul firesc și asta se întâmplă. Da. Iar vis-a-vis părinții tăi, da, tu e o joacă, tu ești păpușa lor, deci ești ca o păpușică, așa că e normal să fie o joacă. Este, după cum o vedeți pe Oana, este atât de dulce, atât de, și un exemplu atât de bun pentru noi toți, pentru cine vrea să o ia ca exemplu pe această ființă. Este un suflet deosebit, este un suflet care, în momentul în care o văd și o iau în brațe, mi este frică să o strâng mai tare, să nu cumva să-i produc vreo durere, atât este de micuță, e ca o păpușică. Da, Oana, ești deosebită și ai, se vede clar că ai menire pe pământ pentru a-ți ajuta semenii prin iubire. Evident, doar prin iubire se pot face lucrurile astea și atâta timp cât tu nu te iubești pe tine așa cum ești, n-ai cum să dăruiești iubire. Iar pentru asta spun că ești un exemplu și ar fi bine ca mulți din cei care ne privesc să înțeleagă anumite lucruri. Noi suntem normali, fără boli, fără boli, fără boli atât de vizibile, da? Adică și eu merg greu că am o coxartroză și e vizibil, dar sunt, mă uitam că sunt atâtea cazuri cu probleme mari, mari de tot. Doamne, zic, eu sunt bine, mulțumesc, slavă ție! Și eu, să știi, că mă compar cu alții. Da, da. Păi, doar care așa sunt foarte bine. Îți dai seama cât de binecuvântați suntem. Bun. Acum povestește-mi puțin despre constelațiile familiale și am să spun de ce. Pentru că pentru mine, ți-am spus că a fost un șoc 2 zile în care am făcut acele ședințe și am participat la, știind că sunt mai multe persoane, particip pentru fiecare, nu? Deci ține de dimineață până seara. Pentru mine a fost wow. Pentru cine nu știe, ar fi bine să le povestim, pentru că amândouă am participat și am văzut. Pe mine m-a impresionat un lucru extraordinar de tare. De obicei, aceste constelații se întâmplă, așa cum și tu ai spus, să-mi spui dacă greșesc eu, că eu asta am simțit. Vin strămoșii noștri, sau vine tata, cum e tatăl meu plecat, cum e băiatul plecat, cum este soțul plecat, da? În momentul în care au venit la acea ședință mai multe persoane plecate, Oana, s-a lăsat un frig în cameră. Tremuram pur și simplu, simțeam acea stare de rece și de frig și am întrebat-o pe Lidia, Lidia, de ce este atât de frig? Păi ei vin de acolo. Ei vin de dincolo, acolo este rece. Energia rece, da. Asta spun că pe mine m-a impresionat extraordinar de tare. Și mai mult decât atât le-am simțit prezența, nu doar prin frig, ci poate mi-aduc aminte că am simțit așa ca o învăluire. Deci
se manifestau în jurul tău și te făceau să-l simți că este lângă tine. Te învăluia, te îmbrățișa probabil. Nu știu, dar eu asta mi se face pielea găină. Este și o modalitate de a te ierta cu cei care au fost ei prins în viață și au plecat. Sunt lucruri pe care nu le-ai spus, pentru că n-ai avut cum, sau uite, au fost cu soțul meu murit în accident de mașină, deci a fost ceva fulgerător. Exact. N-aveai de unde să știi că pleacă și nu se mai întoarce. Băiatul la fel, l-am găsit mort în casă, iarăși n-aveai de unde să știi. Dar sunt lucruri pe care le poți rezolva așa. Acum spune tu. Înainte de a ajunge efectiv la constelații propriu-zis, pentru că tot am pomenit mai devreme de străbunicul, și de străbunica, cumva lor le datorez acest dar, care sau cumva ei au fost cei care m-au condus către a mă asculta și a manifesta aceste constelații, pentru că nu am făcut ceva concret încă pe partea asta de constelații, dar tot parcursul, toate cursurile, toate formările prin care eu am fost, m-au pregătit la nivel emoțional și energetic ca eu să pot să facilitez și să susțin aceste constelații. Să faci față. Și să fac față, pentru că nu este ușor ca și facilitator. În poziția de, ca și participant, este mult, mult mai ușor, dar în poziția de facilitator mi-am dat seama că nu e atât de ușor. Toată greutatea practic este pe tine. Pentru că trebuie să ții frâiele la tot și sunt momente în care mi-aduc aminte unei persoane s-a făcut rău. Da. Deci trebuie să știi să te oprești la timp, să oprești lucrurile la timp. Da. Vezi, noi vorbim despre lucrul ăsta, dacă atâta timp cât oamenii nu văd, nu știu ce se întâmplă. Mm-hmm. Noi vorbim pentru că știm că am trecut prin asta. Mm-hmm. Bun, hai, povestește puțin, așa cum ai luat-o tu, cum ai făcut-o tu și ai făcut constelațiile cu străbunicii tăi, și apoi spune... trecerea de acolo la facilitator. Da, păi pe scurt asta a ieșit la suprafață, că străbunica, mă rog, în constelația pe care am făcut-o, a ieșit străbunica. Eu am jucat în acea constelație mai multe roluri, după ce mi-am dat seama că nu am fost doar un singur rol, am fost mai multe roluri și am plâns plânsul neplâns al bunicii, al străbunicii. Pentru mine era bunica, că noi tot timpul îi ziceam bunica, pentru că am și prins-o în viață. Mulți ani, adică eram eu deja bolnavă când am murit, deci vreo câțiva ani, da, am murit la 96 de ani sau ceva de genul. Și inclusiv darul ăsta acesta al plantelor, al lucrului, al rugăciunii, al partea asta alternativă, să zic așa, de conectare cu divinul, și de acolo am și de la ea, pentru că ea toată viața, adică cât am cunoscut-o eu, a primit, s-a rugat, ea n-a luat niciodată medicamente, ea tot timpul s-a tratat cu plante, cu alifii făcute de ea, cu tot felul de partea asta al plantelor, și mi-am dat seama că și eu, cu uleiuri esențiale, cu plante, cu tincturi, cu ierburi, cu pastile naturale, adică doar pe partea asta alternativă. Și ulterior mi-am dat seama că după ce am plânsul neplâns al bunicii, am ajuns în rolul acesta de copil. Deci s-a lucrat cumva atât pe trecut, cât și pe prezent, și s-au închis niște lucruri pe relația, inclusiv dintre părinți, cât și în viitor, cumva, pentru că urma ca eu să fac mai multe lucruri pe partea asta de iubire. Eu neștiind ce și cum, pentru că la vremea aia nu mă gândeam eu că o să susțin constelații. Toată vara am tot fost plecată pe la diferite cursuri, tabere și toate cele. Iar în luna, cred că prin luna august, a tot fost, nu știu dacă pot să dau titlul unui film, să dau de numere, Another Self sau Un Alt Sine, pe care se vă găsește pe mass media, pe toate canalele de astea. Și m-a trezit ceva în mine și mi-a adus aminte, pentru că acolo sunt prezentate constelațiile familiale, și asta și recomand participanților ca prim proces, nu știți ce sunt alea constelații, uitați-vă mai întâi la acest film serial și apoi veniți în măsura în care câmpul și energia și starea emoțională de acolo vă cheamă. Și așa am ajuns eu, uitându-mă și la acest film, deodată să mă trezesc
e necesar să susții constelații. Și m-am trezit în fața telefonului că mă filmam în weekendul, în primul weekend din septembrie, voi susține constelații familiale la Iași. L-am postat și au și apărut imediat primii oameni înscriși. Eu eram și eu ce o să fac, eu cum o să fac, eu unde o să susțin, eu ce o să fac, eu, adică păreau întrebările minții. Și ușor, ușor am început să se așeze lucrurile, să se înscrie din ce în ce mai mulți oameni, să, pentru că nu știam dacă o să susțin sau nu. Și au venit oameni, și am deschis această serie a constelațiilor, pentru că aici ca paranteză, eu nici nu că nu mă regăseam, știam că am ceva de făcut pe partea asta emoțională, energetică, dar nu găseam forma și metoda prin care să o fac. Iar acum s-a așezat prin partea asta de constelații, combinată cu partea numerologică și cu multe alte exerciții pe care eu le combin, că spun de fiecare dată că eu nu susțin niște constelații familiale clasice, în stilul clasic, ci așa cum cere dinamica și energetica, adică energetica grupului. Adică mă adaptez în funcție de oameni. Nu știu nici eu ce se va întâmpla. Este fantastic ce se întâmplă acolo. Este. Și e așa că dacă te uiți din afară, spui că este regizat tot. Da. Deci nu-ți poți imagina că se întâmplă lucrul ăla acolo, atunci. Da. Și cu transformările care se manifestă, persoanele respective, transformările de unde provin, da, în momentul în care se produce transferul, nu poți să crezi. Nu poți să crezi. Deci îți spui că e vorba ta cel mai bun actor în viață. Și de fapt, el nici măcar nu este conștient că este altcineva în momentul acela. Este fantastic. Deci este. Recomand, pentru că este o experiență de viață și nu numai, și niște lecții pe care le înveți, nu numai prin ceea ce ai trecut tu și ce ai manifestat tu, ci uitându-te la cei din jurul tău și dându-ți seama câte probleme nerezolvate sunt și venim noi pe pământ aici cu ele în această viață. Și le manifestăm în câmpul energetic și nu ne dăm seama de asta. Și de aici apar și foarte multe boli, foarte multe stări, foarte multe, inclusiv gânduri. Da. Iar constelații, pentru că am mai primit întrebarea asta, constelațiile familiale este o metodă terapeutică. Este fondată de Bert Hellinger, este o metodă prin care eu am făcut foarte multe alte metode, și regresie, și psihoterapie, și coaching, și toate m-au ajutat și mă ajută acum ca să pot să susțin asta. Însă este bună și Ho'oponopono și partea de iertare, însă aici se întâmplă pe loc. Instant se întâmplă niște lucruri, se schimbă în câmpul energetic. Și pentru cine nu crede, și am avut persoane chiar acum în weekend care mi-au spus, să știi că am venit cu reținere, dar acum sunt pregătită să mai vin, vreau să vin, vreau să o aduc și pe fiica mea la tine la terapie, vreau să stai de vorbă cu ea. Zic, ok, când se va așeza, se va așeza. Deci de la scepticismul și reținerea cu care a venit, am fost ok, super, super, fain. Doamne, îți mulțumesc că în sfârșit s-a așezat sub această formă. Iar ce am descoperit eu cât am făcut aceste constelații, cât am și participat, dar cât și le-am și susținut, pentru că am și chemat bunicii, părinții, bunicii, străbunicii, strămoșii să ne și ajute, să ne susțină, pentru că ei nu au venit doar cu încărcătura, cu bagajul ăla emoțional, cât să, nu neapărat că să ne împiedice, ci să ne să ne arate de fapt că ceea ce ei n-au putut să trăiască, să manifeste sau să verbalizeze, nu știu, o durere, un necaz, o suferință sau o bucurie, chiar să o manifeste, o bucurie, să o manifeste ulterior urmașii săi. Și așa cum am zis că străbunica și cu străbunica, străbunicul sunt principalii mei ghizi care m-au condus așa către a susține aceste constelații, în ceea ce am, așa pe scurt, cât am făcut, a ieșit foarte mult la suprafață darul acesta, darul vieții, efectiv darul vieții. Recunoștința față de viață, deci indiferent
cât, cum s-au așezat lucrurile, faptul că ai fost în viață sau că ești în viață acum sau atunci, pentru că așa cum ai zis și tu, au ieșit oameni în constelații, oameni care nu mai sunt acum prezenți fizic și la fel, deci cel puțin weekendul ăsta, nu că mi era frig doar mie, erau și participanților și veneau valuri și valuri și valuri. Da, da. Și aceste valuri, cumva, intuitiv îmi veneau gânduri de aici e lipsă de viață, aici e lipsă de viață, sau poate gânduri care nu mai vreau să mai trăiesc, pentru ce viața mea sau ce rost mai are viața mea. Și recunosc că și eu am fost acolo de foarte multe ori și mai sunt gânduri în care stau așa și mă gândesc, viața, oare ce e viața? E acest suflu, acea scânteie, acea bucurie, acea lumină din tine care a venit să se manifeste. Și îmi place pentru că în ultima perioadă am tot auzit asta și am rezonat foarte mult, că Divinul a venit să se cunoască pe El prin tine. Să se manifeste pe El prin tine. Da. Și mi-a plăcut atât de mult această frază, această nu doar că a rezonat doar aici, la nivel mental, ci și aici. Și s-a făcut conexiunea, alinierea, trup, minte, suflet, inimă, spirit, fiecare cum vrea să o numească. Uh-huh, uh-huh. Și am rămas și sunt așa foarte recunoscătoare pentru acest dar, pentru că și la rândul meu, așa cum am zis de multe ori, am zis preferam mai bine să nu mai fiu sau să mor sau efectiv nu mai vreau să onorez darul vieții. Iar acum am înțeles de fapt că e necesar să onorez darul vieții și nu doar viața din mine, ci să fiu aproape și alături și de ceilalți să-i susțin, pentru că nu degeaba m-am antrenat atâția ani, da, ca să pot acum să susțin emoțional și energetic și alte sufletele care au nevoie de ajutor. Au nevoie, da. Dumnezeu ne-a dat această posibilitate, acest dar, cum ai spus tu, pentru ca El să se manifeste prin noi. Păi, atunci, noi nu trebuie oare? Aici este chiar cuvântul potrivit trebuie. Uh-huh. Nu de multe ori îl folosesc. Da. Nu trebuie oare să fim conștienți că dacă Dumnezeu ne-a făcut un cadou atât de frumos, un dar atât de frumos, și noi la rândul nostru trebuie să îi arătăm cum ne manifestăm noi prin această viață, mm-hmm, pentru că El ne-a făcut un cadou, iar noi îl folosim. Cum îl folosim? Mm-hmm. Și drept este că trăim vremurile pe care le trăim. Dar dacă individual fiecare dintre noi ne ridicăm, mm-hmm, vibrația acolo, cât mai aproape de Doamne, Doamne, cu siguranță că vom putea și eu și tu și cei care ne privesc, câte un pic de la fiecare, se va ridica vibrația acestui, da, pământ, iar unde este întuneric se va face lumină, pentru că, da, noi luminăm. De ce spune în Biblie? Fii lumină. Fii lumină. Și atunci dacă ești lumină, nu îți pui lumină în dulap, nu? Pui lumina deasupra, așa cum ești tu. Ai pus lumina deasupra și ești o lumină pentru toată lumea. Ce vreau eu să te mai întreb, că mi-ai rămas datoare din emisiunea trecută, dacă ți-aduce aminte, că ai spus că vom vorbi despre numerologie. Acum, să facem așa, pentru că îți pun eu după aceea de ce îți pun întrebarea aceasta. Știu, că trebuie de să ce, facem, dar facem, da, o conexiune între numerologie și această, da, aceste sisteme de a ne vindeca din trecut, familiale, constelațiile, da, familiare, sunt niște sisteme de a ne vindeca, da, pe noi în trecut, pe noi în prezent și pe cei care au fost și care au posibilitatea acum să se manifeste prin, mm-hmm, noi, pentru că, mm-hmm, ți-am spus eu cel puțin la cât am prima dată am fost un spectator, pentru că nu știam despre ce e vorba și iar mi se furnică pielea pe mine. Nu știam despre ce e vorba și m-am uitat așa cu scepticism vorba ta cu acea persoană, știți? Din curiozitate să văd despre ce e vorba.
Și nu am participat, am stat spectator la vreo două ședințe, cred că s-a manifestat cu fiecare persoană, pentru că știi bine cum se procedează. Nu oricum știu... se lucrează și atunci, chiar dacă stai ca spectator. Da, da, dar nu atât de intens, adică ești pe acolo, dar nu în, chiar în centru. Uh-huh. Ei, când mi-a venit mie rândul, Doamne, nu vrei să știi prin ce am trecut. Dar te rog să spui de numerologie, când mi-aduc aminte iarăși de această constelație. Și... O să continuăm și în următoarea emisiune despre asta. Da, ca să mă duc, să derulez iară, să mă duc un pic mai în spate, a apărut numerologia în viața mea și după ce a fost acest eveniment cu constelațiile din luna mai, și în tot acest parcurs cât am făcut numerologia, am înțeles, de fapt, din matrița mea numerologică, pentru că principal a fost matriță studiată, a fost cea a mea, bineînțeles, și după aia ulterior și a familiei, și a prietenilor, și a celor dragi. Și am înțeles și am conștientizat nu doar cu mintea, ci și cu inima, că de fapt am venit cu foarte multă energie, cu foarte multă viață, am venit cu foarte multe daruri din subconștient, să mă susțin pe mine, să mă vindec pe mine și automat să-i susțin și să-i sprijin și pe ceilalți să se vindece. Și pentru că din mai, de când a fost ziua mea, am intrat numerologic, vorbind din perspectiva energetică și numerologică, pe zero, în care zero reprezintă în numerologie totul sau nimic, și conștientizând eu, de fapt, auleu, e totul, și zic eu, ce ar trebui să fac acum dacă e totul, pentru că nu vreau să mă focusez pe nimic, nimic, da, nu obții nimic. Exact. Și am zis, am ales să mă focusez pe totul. Zero conține toate cifrele, 1, 2, 3, 4, 5 până la 9. Și zic, ok, avem de treabă. Și așa cum am zis, toată vara am plecat, cercetat, pentru că a apărut foarte intens întrebarea în ultimii ani, pentru ce toate lucrurile astea, pentru ce viața, pentru ce, la un nivel foarte profund, pentru ce o familie, pentru ce un partener sau o parteneră, pentru ce copii, dincolo de partea asta, da, că așa zice societatea, că asta e evoluția, dar aveam nevoie să și simt și căutam răspunsuri la întrebările astea. Și au venit niște răspunsuri din perspectiva numerologică, au venit niște răspunsuri inclusiv de când am început să particip în Iași la cercurile de femei pe care le susțin prietenele mele, și am adresat aceste întrebări și din fiecare cerc sau din fiecare întâlnire numerologică pe care am avut-o, mi-am luat, sau tabăr sau curs, mi-am luat așa câte o părticică, inclusiv din acest film Another Self, și acum ceva timp și filmul Atie sau The Gift sau Darul, mi-am luat această înțelegere pe care n-aș ști să o pun în cuvinte acum, pentru ce. Acel pentru ce să-l manifest, să-l zic în cuvinte, dar îl simt. Și se manifestă acum prin aceste constelații familiale. Iar numerologic tot vorbind, sunt pe un an personal sau an astral 3. Asta înseamnă că e cu foarte multă muncă. Și am zis, ok, eu cum mă apuc să muncesc dacă eu sunt așa cum sunt cu picioarele? Pentru că în luna mai eu încă mai eram în recuperare. Neștiind că din toamnă o să înceapă distracția. Și susțin partea asta de constelații familiale combinate cu numerologie, pentru că le cer data de naștere a participanților. Și atunci când vine cineva și se așează în stânga mea și își manifestă intenția sau își pune povestea și pe ce anume vrea să lucreze, eu sunt cu caietul în față și cu matrița persoanei respective și stau și mă uit și zic, da, asta e de acolo, asta e de acolo, și am în gândul meu, sunt, ok, deci e de acolo. Și apare întrebarea, și mi-a apărut de multe ori întrebarea, dar pentru ce mai ai nevoie de poveste? Și am și primit și răspuns, și prin constelații, că de fapt avem nevoie să vedem, să auzim, să simțim tot ceea ce a fost poate în spate,
poate în viața asta sau poate din viețile părinților, bunicilor, străbunicilor, pe care nu știm, sau din alte vieți, și se manifestă acum în viața noastră. Și inclusiv numerologic am văzut și văd toate lucrurile astea și le înțeleg. Sunt oameni pe care au mai venit și înainte de constelații și am făcut consiliere pe partea asta numerologică și le-am spus niște lucruri și au venit și la constelații sau invers, au fost la constelații și vin și la numerologie și li se explică, adică și rațional, niște lucruri. Și am înțeles că avem nevoie și de partea asta emoțională, energetică și de poveste prin constelații familiale, cât și prin partea asta de numerologie. Și am zis, Doamne, mulțumim, fain că în sfârșit am înțeles și eu ce am de făcut. Da, este foarte interesant și minunat faptul că ai înțeles și, practic, în momentul în care ai înțeles ce ai de făcut, ai înțeles și cum să faci. Da. Deci se leagă una de cealaltă. Bun! Îmi ești datoare oricum cu un calcul da. Numerologic, pentru că... Este acolo, trecută dată, dar n-am apucat să o fac, pentru că e foarte aglomerat în programul. Mie mi-a făcut, la un moment dat, soțul lui Suada Agache. Uh-huh. Când a venit la Piatra Neamț, Suada, și a fost în emisiune la mine, mi-a făcut soțul ei prima, mă rog, mai amplă, mai un pic mai deosebită și am văzut niște chestii interesante, dar vezi tu, ceea ce am constatat eu este că nu tot ceea ce îți spune această numerologie poate fi să se și întâmple, pentru că ce am constatat, se schimbă planul, în planul divin se schimbă la secunda noastră, se schimbă drumul. Da. Și atunci nu mai e ce îți spune. Este, dar la un alt nivel de conștiință. De ce? Pentru că tu acum ești, nu știu să zic, la un anumit nivel, să dau ca exemplu, da, aleatorul, pe scala conștiinței a lui Hawkins, da? Să zic că ești undeva la nivel 300, prin faptul că ai avut o conștientizare, s-ar putea să crești, nu știu, la 350 sau la 200, la 310, nu contează, ai crescut, da? Un anumit procentaj. Conștiința ta s-a lărgit și automat acea cifră, poate acea... Da, cum e în cazul meu acum, sunt pe anul de 3, da? Pe an de muncă, de joacă, de creativitate, de stabilitate, de claritate, efectiv. S-ar putea ca acum să am o anumită claritate, s-ar putea ca mâine să am și mai multă claritate. De ce? Pentru că am făcut niște lucruri, am întâlnit niște lucruri, dar ca și matriță, ca și structură de bază este acolo. Să știi că și eu am avut doza mea de scepticism și încep acum să... acea doză de scepticism să scadă din ce în ce mai mult cu vis-a-vis de acest instrument al numerologiei, pe măsură ce tot fac matrițe a celor care vin către mine și am și practicat foarte mult și descarc, asta ce am sezizat, descarc foarte ușor la nivel energetic ce se întâmplă în spatele fiecărei cifre, vorbind din perspectiva energetică și emoțională. Conectându-mă cu persoana, de asta îmi și place cumva să fac, lucrez, fac și partea asta și pe online, îmi place foarte mult să lucrez pe fizic, cel puțin în constelații, dar să mă și aud cumva sau să mă și văd și fac, când fac întâlnirile pe Zoom sau pe numerologie și să văd persoana, să o simt, să o percep și atunci când mă conectez inclusiv la nivel energetic, îi transmit persoanei respective exact ce simt că are nevoie în acel moment. Poate chiar dacă a venit la o ședință generală vorbind, se întâmplă niște lucruri, se întâmplă niște lucruri fantastice, pentru că își primesc claritatea de care au nevoie, înțelegerea de care au nevoie și pleacă mult mai luminoși, mult mai... Se vede strălucirea pe chipul lor. Lumina, chiar așa dacă spunea nu-mi și spun. Lidia, da. Exact așa spunea chiar Lidia. Chiar dacă nu-mi spun. Și după constelații și după o ședință de numerologie. Pentru că eu am cerut și cer întotdeauna să fiu un canal
perfect, curat, un canal divin prin care să se manifeste divinul și să-mi pună acele cuvinte cele mai potrivite de fiecare dată pentru fiecare persoană care vine și să se manifeste și să se audă, să audă și să se audă persoana respectivă atunci când vorbește cu mine, ca să poată să înțeleagă trecutul, prezentul și viitorul în același timp. Pentru că o matriță numerologică vorbește și despre trecut și despre prezent și despre viitor. Da. Și e fantastic. E, pentru mine, am zis, e wow. E mult de muncă, dar e wow. Nu mă pricep să fac eu calcule numerologice, adică în afară de din cele care sunt clasice, ziua, data nașterii și, mă rog. Destinul. Ce vreau eu să spun este că în momentul în care ai descoperit niște lucruri pe care nu aveai cum să le știi altfel, ți se aprinde așa, acel declic, se produce acel declic și îți dai seama că ai ceva de făcut. Da. Și îți dai seama și de ce nu l-ai făcut până atunci, care au fost, dacă au fost piedici, de ce au fost și care au fost. Adică sunt multe... Și se repetă multe lucruri odată la un ciclu evolutiv. Că e de 5 ani, că e de 6 ani, că e de 7 ani, că e de 9 ani. Adică sunt niște calcule acolo în spate și niște ani în care mai intervine Universul sau Divinul sau Sursa, fiecare să spună cum vreau, da, în viața ta, în momentul în care nu ți-ai învățat lecțiile până atunci, vine Divinul și îți dă o palmă așa, mai cu blândețe sau mai cu durere, în funcție de cum ai nevoie să... Să te trezești. Să te trezești. Da. Da. Ar fi bine să ne trezim și noi, dragi prieteni, că mai sunt 2-3 minute din această emisiune. Cu noi timpul zboară frumos și mai ales cu Ana, deci n-am nicio, pot să stau cu ea mult și bine, după cum vedeți, noi stăm ca la o cafea, stăm la un pahar de apă și discutăm pentru că avem multe lucruri în comun. Ea este o lumină, în momentul în care vorbești cu ea, eu vă spun sincer, așa, pentru că asta simt, asta spun. În momentul în care stai lângă un om curat, așa cum este Oana, un om pur, un om luminos, te încarci cu energia ei și așa vine o pace în toată ființa ta, așa vine o stare de bine, încât credeți-mă că la un moment dat așa o las să vorbească ascult și îmi dau seama că trebuie să mai spun și eu câte ceva pentru că altfel adorm. Adică atât de bine e cu ea, atât de bine este cu ea. Și pentru că am promis că facem două emisiuni, lăsăm această emisiune acum cu subiectele noastre suspendate și vom continua în partea cealaltă a emisiunii, partea a doua cum ar fi. Nu vă promit că vom da aceste emisiuni săptămână după săptămână, dar să țineți minte că asta este prima parte și va urma și a doua. Așadar, până la următoarea emisiune, ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Eu nu mi-o la revedere de la Oana, pentru că noi rămânem aici să facem și a doua emisiune. Dar dumneavoastră vreau să fiți liniștiți, iubiți, să vedeți, nu cumva aveți acea stare ca și mine acum așa de liniște, de pace, de că Oana ne-a transmis tuturor. Să aveți parte de minuni în viața dumneavoastră, așa cum are și Oana și cum, știți, minunile sunt la îndemâna fiecăruia, doar că nu le vedem. Asta este partea proastă. Dar nu uitați că această emisiune este făcută în numele Sfintei Treimi și mulțumim Dumnezeu pentru că ne îngăduie să facem această emisiune. Și dumneavoastră vă dorim să aveți parte de zile minunate, de pace, de iubire și de armonie. Eu sunt Gina Coșete și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!